Opel prezintă noul Astra, cea de-a șasea generație a modelului, care continuă o poveste de succes începută în urmă cu 30 de ani, detoxifiat de elemente suplimentare. Așa descriu nemții look-ul compactei care deschide un nou capitol pentru companie. Este primul hatchback care adoptă noua filozofie de design a companiei. Partea frontală Opel Visor integrează logo-ul Opel Blitz și este flancată de farurile adaptive Intellilux LED Pixel, preluate de la Insignia. Acestea integrează 168 de elemente LED. La bord apare sistemul Pure Panel, care reunește instrumentarul de bord digital și un ecran tactil de 10 inci sub un capac de sticlă. Specialiștii în tehnologie s-au asigurat că șoferul va primi informațiile necesare fără a fi bombardat de date inutile. Numărul butoanelor fizice s-a redus considerabil. Atunci când șoferul comandă tapiseria din piele Napa, scaunele sunt încălzite și ventilate și prezintă funcții de masaj. În premieră, în gama Astra, vor fi disponibile și versiuni plug-in hybrid. Cea de top vine cu 225 de cai putere.